În studioul Lo Chef, bucătarul Marian Danu te învață să gătești o porție de lasagna, cu atât mai mult că are la dispoziție și produse de 5 stele, foi de lasagna și brânză parmigiano de la Casa Rinaldi. Italienii au făcut din lasagna un brand de tradiție. Numele mâncării vine de la numele pastelor. Foile de lasagna de la Casa Rinaldi sunt preparate din făină de calitate din grâu dur, cu ouă proaspete. Sunt foarte comod de folosit, nu-ți va fura din timpul de gătit. Pregătește doar ingredientele pentru umplutură, sosul și lasagna italiană este gata. Nu există lasagne fără beșamel, asta poate e altă mâncare. El prin Europa este. Eu n-am văzut la noi printre altele. Lasagna cu pui, carne de vită, parmigiano, ricotta sau mozzarella, busuioc sau oregano, sos de roșii și sos beșamel din belșug. Toate pot fi folosite pentru o lasagna delicioasă. De asta dată o vom găti cu adaos de fructe de mare, pește și parmigiano. Pregătită acasă pentru o masă în familie, lasagna este potrivită și pentru a fi congelată după preparare și încălzită ulterior. Lasagna, printre altele, e un produs care tot poate sta în frigider o zi, două. În bucătării mari, hoteluri, e chiar sunt gheață câteodată. O pui într-o placă la congelator sau ți-o tai deodată bucăți. Cum pregătim sosul beșamel? Avem nevoie de lapte, făină, unt gras, boabe de piper, nucușoară rasă. Beșamelul nostru are culoarea lui standardă, albă, așa cum trebuie să fie pentru lasagne. Puneți numai laptele, condimentați deja laptele. O leacă de sare, o leacă de nucșoară, o leacă de piper. Pentru început vom pregăti masa care va îngroșa sosul beșamel. Îi se mai spune roux. Topiți untul într-o tigaie, adăugați făina, amestecați-o cu ajutorul unui tel și lăsați-o să absoarbă untul. Așa, și până la noi se topiește untul, cineva o să ia și o să taie vreo 3 zucchini. Coleaca, să le rumenim și să le punem în lasagne pe stratul. Până nu, s-a topit, rugăm făină și amestecăm. Este șamidonul care tot folosește. Nu o țineți pe foc mai mult de 5 secunde pentru că nu trebuie să se rumenească sau să-și schimbe culoarea. Acest conținut îl puteți păstra și la frigider. Paralel, laptele va sta la foc mic, ca să nu se afume sau să dea în foc. Puneți în lapte o foaie de dafin, un pic de bulion de pește și boabe de piper. Turnați roux peste laptele fiert, amestecați treptat, continuu, până îl încorporați tot într-un sos lucios. Sosul beșamel se poate înnobila cu un vârf de cuțit de nucșoară rasă. Roux-ul ăsta se adaugă numai atunci când fierbe. Dacă e fierbinte, călduț sau să amesti, el se dizolvă oricum, dar el n-are efect. Procesul e foarte simplu. Noi avem toate ingredientele gata, am făcut beșamelul și am pregătit tot ce ne trebuie pentru asta. E ca printre altele noi să ne ocupăm și de peștișorul ăsta, să-l tăiem. Îl tăiem cu bulet. Veni rândul foilor de lasagna, pe care vă recomandăm să le cumpărați de la Casa Rinaldi, ca să fie 100% italiene. Nu le înmuiați în apă și nu le fierbeți preventiv. Pe vasul în care veți coace lasagna, puneți un pic de sos beșamel. E numai de la temperatura lui, până noi să începem a pune el deamă procesul de coacere să începe. El să acopere aluatul. Dacă vedeți cineva mai este vreo găurică, ferme și o frică, luați în coleac și acoperiți. După care puneți peștele, fructele de mare și legumele crude în straturi. Câțiva gamberi. Dar nu înseamnă că ei trebuie să fie fiecare milimetru pătrat. Tot crudi. Tot crudi. Dar nu poți din astea înghețate? Dar la noi, Moldova, de astea proaspete nu există, practic, în vânzare. Se primește un strat plin și colorat. Luat o leacă de parmezan. Parmezanul o să ne ajute și gust să dăie. Pe
final, nu uitați să folosiți cașcaval parmigiano din plin de la Casa Rinaldi, care este unul dintre cele mai vechi și apreciate tipuri de brânză italiană, cunoscut în aproape toată lumea. Un kilogram de brânză se obține din 6 litri de lapte. Nu uitați să stropiți lasagna cu câteva picături de sos de roșii. Sosul de la pizza îi sare, șper, origan, ulei de măsline. Nu scălește, de atât că e de la italieni și este bun. Până acum lumea n-a vede unde alege printre altele. Iar că acum de când începe a veni și alt produs, dar lumea începe a alege și a vedea. Când am fost în Italia, când am comandat niște pastii cu fructe de mare, mi-a dus așa o farfurie. Serios, farfuria era așa de mare. Bun, pastii erau numai, dar oricum era foarte mult. Ca, nu, porțile nu sunt rușinoșii la ei. Era așa de bun, că n-am spus să nu mănânc toate. Aveți pofte!